Da, despre henoteism. Deci care e ideea de bază? Ideea de bază la henoteism e... de fapt, cred că el încearcă să găsească un loc între politeism și monoteism. Așa. Ca și cum dacă spui... Dacă spui că, da, cred că există mai multe zeități, dar numai unul e Jehova. Aha. Asta e unul din exemple. Să zici că Jehova e unul, el e unic. Dar mai există alt Dumnezeu? Da, da, dar sunt subordonați lui Jehova. Iisus e un Dumnezeu, Satan e un Dumnezeu. Dar ei sunt subordonați. Numai de Jehova se spune că este atotputernic. Am e singurul Dumnezeu atotputernic. Mormonismul este un fel de henoteism? De mormonism? Da, nu. Mormonism. De fapt, nu știu despre mormonism, se spune că există, deci toți, fiecare dintre noi vom deveni Dumnezei la un moment dat cu dar există o structură ierarhică. Zonele noastre de stăpânire, de există plan... o ierarhie clară sau asta nu știu. Că mormonism e clar că Dumnezeu e cel mai avansat dintre zei. Aha. Adică noi vom deveni Dumnezei, dar în momentul ăsta nu suntem Dumnezei. Sau dar au și ei cumva un fel de teologie în care integrează faptul că Jehova este mai corect. Mai mare puțin. Corect. Eu vorbeam de Martelul Jehova, că n-am zis direct. Ca primul exemplu ar fi Martelul Jehova, care e mult mai clar. Adică se pare că henoteismul e definit mai bine. Da, da, da. La mormoni n-aș fi sigur. Da, da, da. Dacă îmi spui că... Sau, ok, unii ar fi Martelul Jehova. Hai să vorbim de exemplu de ortodoxism. Că în ortodoxism Dumnezeu e Dumnezeu, dar apoi avem niște... Eu le-aș spune zeități. Așa. Care sunt zeități, hai să le numim zeități funcționale. Funcționale. Pentru că ei nu, deci ontologic ei nu zic că sunt zei, clar. Dar funcțional, când te uiți la exact. Ce fac ei, ei se comportă ca niște zei. După definiție. Bun. Deci când ai o persoană care a fost pe pământ și nu mai e, s-a deosebit prin ceva special și când de restul oamenilor. De restul oamenilor, da, a fost un sfânt, restul nu sfinte, sfinte, da. Și nu mai e. Unii din ei nici măcar n-au murit, au fost înălțați sau așa. Deci da, da. Ceva mi-a este în cer și are o poziție specială. Este în cer, are o poziție specială și are o specialitate. Adică la un zeu te rogi, la un sfânt te rogi pentru recoltă, la un sfânt aducătorul de ploaie. Da, 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 Ilie. Da, Ilie aducător de ploaie sau adică ca da, în... mulți sunt izvorători de miri, de mir. Deci specialități din astea. Deci mai abraziv. Da. Ca în păgânism, unde fiecare zeitate era de fertilitate, pentru pământ, pentru dealuri, pentru și așa mai departe. Și ce e interesant la caracteristicile pe care le spuneai, că a fost pe pământ, a fost deosebit de ceilalți oameni, s-a dus la cer, are o poziție specială și ce el face să fie, ce face să fie un fel de henoteism în ortodoxie, este faptul că poți avea acces la el. Și ca să ai acces la el, trebuie să faci o libație creștină. Exact. El, ca să continuăm, are o zi specială dedicată lui, o zi de sărbătoare, o zi cu praznic, alea ar fi și ofrandă de mâncare, practic. Dacă ai praznic în cinstea, sau praznic de Sfânta Maria, mare, mică, nu contează, ai obiceiuri specifice, sărbătorii respective, deci ai tot. Că zici Sfânta Maria sau Bacchus sau Hermes, eu sincer nu văd nicio diferență în definiție și în, da, felul, în practică, în felul în care funcționează, funcționează da. Un sfânt față de un zeu. Nu că noi n-am recunoaște da. Că există oameni deosebiți. Toți suntem sfinți prin Hristos, dar sunt oameni deosebiți cărora Dumnezeu le-a dat poate un har practic mai mare și s-au deosebit prin purtarea lor. Corect. Sunt oameni din ăștia care au avut o mărturie deosebită în lume sau care au fost evangheliști sau păstori sau ce știu eu, misionari sau speciali. Da. Cine se spune să ne uităm la ei, intră da, fără să le imităm exemplu, dar de ei și până la ajunge să îi consideri într-o poziție specială în cer și să te rogi lor și să le, cum spuneai tu, să le aduci un fel de libație din asta creștină, distanță lungă, ca să facă poate distinția mai bine. Da, mai există vreo caracteristică, ceva care face ca ce vedem în păgânism să vedem într-un fel transferat acum în
creștinismul, să zic, ortodox catolic în ce privește henoteismul. Ceva ce n-am mai amintit, poate? N-am zis ce, destul de clar de structura ierarhică, care e foarte bine stabilită. E clar că nu mai există, e clar că Sfântul Gheorghe nu e la fel de puternic ca, nici măcar ca Iisus Hristos, dar nici ca Maica Domnului. Dumnezeu, nici ca Maica Domnului. Altfel, Maica Domnului este peste ceilalți sfinți, este împărăteasa cerului, regina cerului, dar nu este peste Iisus Hristos, deși multe ia loc, se pare. Dar practic vorbind, practic nu. Dar practic, când te uiți la practica oamenilor, vreau să spun, când te uiți la practica oamenilor, de multe ori Maica Domnului ia locul Domnului Iisus. Da, 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 da. Deci ca importanță, ca cum să zic, ca frecvență. Frecvență în rugăciuni, frecvență în discuții, frecvență în tot felul de practici. Deci ia locul Domnului Iisus. E preferată de mult. Și de ce este preferată? Chiar în teologia lor există o explicație. Este preferată datorită faptului că prin ea ajungem la Domnul Iisus. Ea a fost cea mai aproape de El. Deci teologic vorbind, este necesar ca ea să fie mai importantă practic. Pentru că ei vor spune, nu, Domnul Iisus este mai important, că El este Mântuitorul. Da, teoretic, teologic vorbind, dar practic, ca frecvență, când ea este, să zic, accesată, căutată, ca mijlocitoare, ca și așa mai departe, ca importanță, practic ea este mai, este deasupra Domnului Iisus, îl surclasează lejer, deci lejer. Da, e deschisă și ca fiind mult mai ușor accesibilă. Da, păi asta e ideea, da. Că ea e mama, știi, da, e mama, ea simte, ea... Pui o pilă. Da, știi? Da. Sună urât, dar da. Cam asta e practica. Cam asta e un mod mai deștept de a te apropia Domnului Iisus în catolicism. Cum era? În catolicism există acel depozit de merite în care ierarhia e în felul următor. Sunt sfinții, este Maica Domnului și Domnul Iisus. Dar în catolicism meritele lor sunt comune. Deci mi se pare în catolicism mult mai periculos, mai eretic, dar mai strident eretic decât în ortodoxie, pentru că la ei meritele toate sunt comune. Și noi când accesăm din tezaurul de merite, unde e Domnul Iisus cu jertfa Lui și viața Lui, Sfinții și Maica Domnului. Ceea ce mi se pare foarte periculos. Nu că n-ar fi la fel de periculos și în ortodoxie ce se învață. Deci asta este henoteism, da? Henoteism. Nu-i politeism. Nu e politeism. Eu îl văd ca pe un politeism. Practic este un politeism. Practic e un politeism. Teoretic se spune că nu e politeism. Da, oamenii încearcă să scape de acuzația de politeism. Da, trecând la ceva, e henoteism, de fapt nu se declară henoteism, cum nu vezi oameni care sunt, eu sunt arminian, frate. Eu sunt calvinist, pelagian, da, tot. Știi, nu prea vezi pe cineva, da, care eu sunt calvinist, că unii văd că o erezie. Aia da, dar când nu vezi oameni identificându-se ușor cu o erezie. Da, henoteismul da. Este o erezie și e o idolatrie, practic. Și interesant că unii zic, nu, totuși, că e o distinție și așa mai departe. Distinția nu e chiar atât de mare. Există anumite distinții, dar nu e chiar atât de mare, pentru că și în anumite religii păgâne exista o ființă supremă. Zeii nu erau considerați ființa supremă. Absolutul, corect. Infinitul. Nu, nu, vorbă. Nu, deci Hermes. Nu confundau. Dar erau cei prin care erau mai accesibili. Da, exact. Semănau mai mult cu noi. Au fost dintre noi, de-a noștri, știi? Dar s-au ridicat. Exact. Zei, semizei, nu. Care erau sub da. Absolutul pe care nu-l putem accesa, nu știm cine îi, e mai tainic, mai misterios și atunci prin acești zei sau semizei putem să ajungem la culibațiile potrivite. Eu cred că cred că mulți ortodoxi, dacă ar înțelege ce este de fapt ortodoxia practică, vorbesc, pentru că teologia ortodoxă despre Domnul Iisus, divinitatea Lui, umanitatea Lui, Doamne, e impecabilă. Dar practica ortodoxă este o formă de henoteism, de politeism. Dacă mulți, probabil, dacă ar înțelege mulți originile care sunt păgâne, a fost o încreștinare a păgânismului. O luare a păgânismului și îmbrăca cu straie creștine. Asta este. Cu expresii creștine, cu anumite doctrine creștine, au băgat păgânismul ca să fie ușor de asimilat de către popoarele păgâne, care n-au avut mulți
popoarele păgâne care au trecut la creștinism și n-au avut o convertire reală, o naștere din nou reală, și atunci le-a fost mai ușor să treacă la creștinism pentru că au făcut o combinație de păgânism, politeism cu monoteism. Care le-a convenit mai bine. Vezi, și mie mi se pare un mod bun de a vorbi cu cineva, să-i atragi atenția, vezi că tu te încadrezi exact într-o parte foarte periculoasă a istoriei bisericii, a teologiei istorice a bisericii. Când spui cuiva, ai grijă că tu ai spus acum ceva specific semipelagianismului. Eu nu spun asta ca să-l acuz, ha, uite semipelagian, sau, a, uite henoteistule, tu ești un idolatru. Nu, dar cred că eu dacă aș fi, dacă sunt în aceeași situație sau într-o situație similară și spune cineva, ai grijă că tu afirmi exact ce a spus Arius, nu știu, sau altul. Marcion, da, și așa Marcion, mai departe. Da, suna marcionist ce spui tu acolo. Aș vrea să fiu puțin lovit de chestia asta, nu ca să mă simt jignit și să încerc să mă dau victimă, dar e un mod scurt, concis, de a exprima foarte multe despre... Da. Întrebarea mea pentru tine e, de exemplu, dacă cineva ne-ar asculta, un ortodox, dacă ar asculta discuția asta, ar fi șocat și cel mai probabil, cei mai mulți dintre ei, ar spune... că suntem prea duri, prea agresivi, prea abraziv, prea, că facem acuzații exagerate, cum să-i acuzăm de erezie, să-i acuzăm de păgânism, de politeism, de transformarea păgânismului în creștinism, îmbrăcarea lui cu straie creștine, dar în esență e tot, în substanță tot păgânismul. Nu i-am câștigat mai ușor, nu știu, căutând terenul comun, de exemplu, convingerea noastră despre Dumnezeu Tatăl, despre Sfânta Treime, despre Cristologie, despre umanitatea, divinitatea Domnului Iisus Hristos, că sunt unite, dar nu sunt amestecate, nu știu, tot felul de lucruri care sunt importante. Nu este un mod, n-ar trebui să căutăm lucrurile comune, sau nu știu. Păi, în primul rând... Vorbesc de abordare. Da, de abordare. Ai aborda cu cineva frontal discuția asta? Ar trebui să abordăm lucrul ăsta sau ar trebui să ținem pentru noi? Bă, noi credem că asta este o erezie, dar nu o spunem. Ca să nu deranjăm, să căutăm terenul comun. În primul rând contează și felul cum o faci. Dacă tot ce îi spui omul ăla, a, tu vezi că tu ești un idolatru și ești henoteist, tu crezi mai mulți dumnezei, la fel ca și grecii. Eu cred că noi nu am făcut asta acum, deci... Una e să spui niște acuzații, uh-huh, care pot să fie dure sau nu, și alta e să faci un caz, să prezinți un argument. Un argument complex care durează cel puțin, nu știu, 5 minute, 10 minute cât am 13 minute cât am vorbit aici. Și logic. Și la care el se poate relaționa ușor. Adică am dat exemple din religia lui, din practica religiei lui. Și atunci și se poate duce în istorie. Exact, concluziile pot să fie dure într-adevăr. Dar dacă am grijă și să-i specifică, nu, eu nu vreau să fiu dur cu el sau nu, asta e intenția mea, nu cred că greșesc. În al doilea rând, ce am vorbit noi acum este tocmai despre Dumnezeire, este tocmai despre Trinitate, despre inclusiv, deci și Cristologie. Deci este un atac, de fapt, la Sfânta Treime. E un atac la Sfânta Treime, e un atac la Dumnezeire, practic. Da, pentru că se iau atribuții, funcții, roluri unice persoanelor Sfintei Treimi și se dau oamenilor. Asta nu e idolatrie? Adică, fel, și atunci... adică dacă tu îl jignești pe Dumnezeul nostru, este o jignire, este o blasfemie. Asta e convingerea mea, aș putea să nu vocalizez într-o discuție, dar eu cred că asta este o blasfemie. A lua roluri sau a atribui roluri sau responsabilități sau funcții care sunt specific atribuite în Sfânta Scriptură doar Dumnezeirii și pe care doar Dumnezeu, de fapt, și le poate asuma și a le da, a le transfera unor oameni, asta este o blasfemie, este o erezie. Și că ai spune cuiva chestia, a atrage atenția, e o dovadă de dragoste mai degrabă decât de... Adică dacă era altceva, o chestiune, să zic, secundară, care nu afecta, poate afecta practic viața lui și atunci merită abordat, că Dumnezeu dorește să avem o viață înaltă creștină, dar când afectează închinarea... Aici e o chestiune, închinarea este prima noastră responsabilitate ca și creștini, când afectează închinarea înaintea lui Dumnezeu, da, cum spuneai, este o formă de idolatrie. Adică dacă nu te închini cui trebuie... E prima poruncă, frate, să nu ai alți Dumnezei. Nu spune să n-ai Dumnezei mai mari decât mine sau egal cu mine. Că spune, eu sunt Domnul și în afară de mine nu există. Tata, el spune, eu n-am alți Dumnezei, eu am Dumnezeu doar Sfânta Treime. Ok,
am putea să spunem că atunci când Scriptura spune să nu ia alți Dumnezei, se referă să nu ia alți Dumnezei și în mintea ta ca doctrină, dar să nu ia alți Dumnezei și practic să nu te relaționezi la alții. Da. Atribuindu-le niște funcții pe care doar Dumnezeu le are. Că ei teologic spun, zic, nu, e un singur Dumnezeu, okay, manifestat în trei persoane. Dar în, în trăire sau în praxisul, în praxisul lor, vedem că se comportă cu ființe umane ca și cum ar fi Dumnezei. E, problema, discuția vine aici legat de ceea ce este unic Dumnezeirii. Deci ce lucruri practice sunt unice Dumnezeirii? Rugăciunea doar la Dumnezeu, închinarea doar la Dumnezeu, mijlocirea doar la Dumnezeu, cererea pentru mântuire, pentru sfințire, pentru ajutor, pentru binecuvântare doar la Dumnezeu. Aici e, cred că e problema majoră. Deci în ortodoxie și catolicism eu văd o preluare sau un furt a unor atribuții care sunt doar ale lui Dumnezeu, a unor funcții, a unor roluri care sunt doar ale lui Dumnezeu și transferarea lor, oferirea lor unor oameni care sunt acum proslăviți, unii dintre ei, că unii, de exemplu, Ștefan cel Mare nu a fost nici mare spiritual, nici sfânt. Absolut. Da, deci ăla chiar nu te poate ajuta cu nimic. Deci cum ai putea să te rogi, de exemplu, Ștefan cel Mare să nu ai mânie, să nu fii hoț sau criminal, sau să nu te duci la nevasta altuia, știi? Adică să nu fii adulter. Da, da, probabil că are alte funcții, nu? Henoteism ortodox, Ștefan cel Mare. Că la asta mă gândesc. Fiecare, da, nu te duci, de exemplu, la Zeus pentru ai cere să-ți crească recolta bine. Te duci la... Îl deranjezi pe Zeus, ți-ar fi frică să duci la Zeus, nu? Da. Să mai ales că îl faci de rușine, că el nu te poate ajuta. Nu-ți crește porumbul, poate, dar nu se coboară el la nivelul ăla și... Da. De fapt, asta era și în catolicism, era chiar pateric. Ești copleșit de măreția lui Isus și de puterea lui și ești... de nimicnicia ta înaintea lui, du-te la Maria. Chiar asta e un citat, wow, parafrazez. Te copleșești și ești, simți că nu ești vrednic să ajungi, du-te la Maria. Da, e grav. Iar ce ai spus despre că ai spus ceva despre a nega că ai alți Dumnezei. Da, ei nu sunt zeii mei. Eu aș argumenta că în Biblie sunt situații în care oamenii își făceau terafim. Nu spune nicăieri că îi numeau zei pe terafimii aia. Erau terafimi, îi făceau din lemn sau ce era, îi puneau și le aduceau ceva. Practic vorbind de irelevant cum îi numești. Irelevant cum îi numești. Dacă tu îi datorezi toată închinarea, toată ascultarea, toată adorarea și lui Dumnezeu, când faci, când dai oricare din astea unui obiect sau unui alt om, ești idolat. Mm-hmm. Confuzie mare, să știi, confuzie mare și motivul pentru care mulți nu se trezesc, în afară de suveranitatea lui Dumnezeu și că nu sunt poate cercetat, e faptul că ei nu fac distinția între idolatria teologică și idolatria practică. Că zic, teologic nu avem un singur Dumnezeu. Și chiar practic aș spune că sunt două aspecte. Unul, faptul că eu nu mi-am făcut nicio stâlp, nicio nimic în fața căruia să mă închin. Eu nu, aia e doar o fereastră, știi? Deci exact, da. Este un joc din asta cu terminologiile, când practic vorbind, omul de rând care se duce se închină, frate. Se închină. Onorează lucru fizic, obiectul fizic chiar. Adică nu e doar faptul că ei se gândesc la Ilie, se gândesc la Maria, se gândesc la... Nu, frate. Și-au făcut în catolicism, și-au făcut stâlpi. Și-au făcut stâlpi, și-au făcut din piatră. Și-au făcut statui. În ortodoxie și-au făcut icoane. Și zice, e o fereastră, are rol pedagogic. Nu e doar așa. Practic vorbind, nu e doar așa. Și dacă vezi o droaie de derapaje chiar și din punctul lor de vedere a unor preoți, a unor călugări care vorbesc despre icoane și despre Maica Domnului și despre sfinți și nu sunt penalizați. Pentru că asta e religia de bază, de fapt. Pentru că în practică, de fapt, nu contează dacă eu mă duc cu o poză a unei icoane făcătoare de minuni, nu o să am aceeași reacție de la un ortodox devotat pe care ar avea dacă s-ar vedea în fața icoanei și ar fi copleșit de... Un test cu care închei. Dacă eu m-aș duce la un ortodox sau un ortodox m-ar auzi rugându-mă în fața unei icoane cu Maica Domnului și a spune mă închin ție, crezi că ar fi deranjat? Dacă te-ar vedea pe... Da. Auzi pe tine făcând asta? Da, el nu știe că eu sunt protestant.
sunt ortodox și a spune, mă închin ție, ar fi deranjat? Absolut deloc. Nu. Te ador, ar fi deranjat? Nu. Nu, cred că sunt și rugăciunile care da. Se făceau la școală fiecare dată. Când intram în clasă era... Da, se aduce adorare, nu? Și cinstire, venerare. Da. Sfinților și Mariei.